Direcția de asistență socială Călăraș, din cadrul primăriei, va distribui la sediul cantinei de ajutor social pachetele cu ajutoare alimentare acordate categoriilor defavorizate ale populației prin intermediul programului operațional Ajutorarea persoanelor dezavantajate 2014-2020. Distribuirea se va face către beneficiarii înscriși pe listele inițiale în ordinea prezentării la centrul de distribuție de luni până vineri între orele 8:30-16 și vineri între orele 8:30-13:30. Beneficiarii de pe listele inițiale sunt 75 de persoane cărora le este stabilit prin dispoziția primarului dreptul la un venit minim garantat conform legii 416/2001 cu modificările și completările ulterioare, 343 de beneficiari de alocație pentru susținerea familiei, conform legii 277/2010, cu modificările și completările ulterioare. Beneficiarii de pe listele suplimentare sunt persoanele sau familiile aflate temporar în situații critice de viață, persoane cu handicap grav și accentuat, precum și persoanele care locuiesc în așezări informale aprobate prin ordinul prefectului județului Călăraș. Acordarea de sprijin categoriilor de persoane de pe listele suplimentare se realizează numai în cazul în care există stocuri de produse cu ajutoare alimentare după distribuirea pe listele inițiale. Ridicarea produselor se face personal în baza prezentării actului de identitate valabil și se vor elimina persoanele neeligibile la data distribuirii.